Compania Avioane Naționale, numită la Alba Iulia, se înfăptuia Statul Național Unitar Român. În primul iulie 1918, se înscrie de atunci ca un moment hotărător în istoria românilor, care au primit la Iulia de una, în ființa românilor de a fi bine, uniți, plin și în bun de dreptul. Marea Unire a fost și mă mântă pagina cea mai frumoasă a istoriei române. Mărăția momentului istoric de la fine iulie 1918 este dată de faptul că de săpărșirea Unității Naționale a fost în rezultatul voinței întregii națiuni române. Ziua mai grea este un privilegiu de cinstirea memoriei tuturor acelora care în timpul războiului pentru Unirea Neamului și-au dat viața pentru țară, pentru Statul Național Independent și Unitar al Românilor.
cuando sean programas de honor, en memoria de Héctor Ramón Rodríguez, el presidente de la compañía, con el presidente de la Asamblea.
Thank you.
departament Turcia, este condus de șeful de poliție Alexandru Scurtu, aflat din anul 2007 la promovarea acestei unități de elită a poliției române. Viciunile serviciului sunt de a captura sau neutraliza infractorii foarte periculoși sau în armați cu arme de foc. Urmează blocul de parada a pompierilor români. Salvatorii sunt conduși de coronelul Alin Maghiar. În acest moment, depilează drapelul de lupta Inspectoratului General pentru situații de urgență, împreună cu detașamentul constituit din pompieri care încadrează echipaje de extinderea incendiilor, echipaje SUR, auto speciale CBRN, precum și echipaje pregătite ce intervină pentru salvarea din medii. Din locul de paradă fac parte tineri specialiști în telecomunicații speciale, sisteme moderne și securitate de audio și videoconferință, radiocomunicații, servicii digitale și centre de date, dezvoltate de aplicații informatice, aprofundate de bază de date, experte de securitate cibernetică și operatoare numărul 3. Cu mitraliere de calibru 12.5
Thank you.
terminat acum o modulă alcătuit din mașină lungă a infanterii Sării 1843. Grupei de infanterie pentru desfășurarea acțiunilor specifice în locul dat. Mașina de lucru dispune de o mare mașină de lucru. Thank you.
infanteriștii polonezi vă prezintă onorul masacru bancați pe pancărtaua mântirii din data Mustomat, din vederea Imanei Polonezi. Transportorul amfibiu blindat pentru infanterie rosomat este prevăzut cu terenul și un automat de calibre 30 mm. Ca armă secundară are o mitralieră de calibru 7,62 mm. De asemenea este dotat cu un aruncător de grenadă de calibru 40 mm. Poate angajaje distinge ținte ușor blindate de la o distanță de cel puțin 1500 de metri de noaptea, de pe loc ca de funcționare. De asemenea, poate angajaje distinge sucarierea și urmărătorele. Respirați de acum transportare blindată pentru trupe Pandur, dezvoltarea contingenții portughezi, care își desfășoară activitatea în cadrul Brigadei Multinaționale în Sud-Est. Transportorul Pandur a intrat în dotarea navei portugheze încă din anul 2009 și este un autoticul modern compatibil cu cele similare din armatele membre NATO din punct de vedere al comunicațiilor, al sistemului de armament, al timpurilor terminului și al turismului lovit. Are un design modern, o procesă balistică ridicată, incapabil să reziste la diverse tipuri de muniții și este lăsat cu diferite instalații de protecție. Urmează depilarea tehnicii militare a timpului de scoare ale timpului 654 cărților. Înfiltrat la timp de 1984 în care este un lucru cu ceva de mult de familie care unul dintre cele mai importante programe de înzistoare derulate în Armata României. Programul Sisteme de Rachete Sol-Aer cu bătaie mare. Sistemul plăcilor aflat și în dotarea armatelor altor state membre NATO reprezintă o capabilitate unică pe stoarele de luptă. Este pe stoarele la o distanță de 6 metri. Facilitează îmbarcarea și debarcarea tehnicii grele în lipsa rampă. Au desfășurare de fan parcuri în dotarea comandamentului local. A pompierilor este deschisă de autospeciala de stingere de capacitate mărită. Autoplatforma de intervenție și salvare de la înălțime este destinată intervenției la clădiri înalte. În aceste momente trece ambulanța SMUR tip B, încadrată cu un echipaj de prim ajutor calificat. Parada satelitară de multiservicii pe șasiul Toyota Land Cruiser. Acestea sunt destinate realizării în timp scurt și în orice condiții meteo.